Parohia Sfântul Ierarh Nectarie, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei din Constanța și-a sărbătorit astăzi cel de-al doilea ocrotitor. Din 2009, credincioșii bisericii din zona Medeea se bucură de binecuvântarea Sfântului Teodor Tiron și prin prezența sfintelor sale moaște. Duminica aceasta, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul a vorbit în cuvântul său despre curajul și credința Sfântului pomenit în data de 17 februarie. Am venit aici în prelungirea acestei sărbători să-l cinstim pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron. Acest mare mucenic a fost cu adevărat un mare ostaș în armata împăratului roman Dioclețian și Maximian. El era numit Tiron și avea o legiune de bază cu cei mai străluciți soldați, viteji, 893 erau în această legiune și iată, el era creștin înascuns. O vreme a fost liniște, el nu se despărțea de Dumnezeu nici o clipă. Se ruga dimineața, seara, noaptea și când era în timpul serviciului său de soldat, se ruga în taină. Dar nu se despărțea de Dumnezeu niciodată. Și iată, a ajuns să fie mărturisitor, să suporte moarte mucenicească. În lăcașul de cult se păstrează și fragmente din moaștele sfinților Nectarie și Luca al Crimeei. Construirea bisericii a început în anul 2009.